Răzvan și Dani. Neața, doamnelor, domnilor, astăzi vom afla echipa de fotbal care va merge în Brazilia, acasă la Neymar Junior, pentru finala mondială. Tot astăzi va avea loc un meci demonstrativ cu Dani, capitan de echipă, care îmi promite de vreo 10 ani că o să mă ia și pe mine să joc o dată măcar. Hai, Doamne, ajută, poate am noroc azi. Cer scuze, să trăiți, făceam încălzirea. Poate, anul ăsta o avea și eu noroc să măcar un minut să joc și eu, că de când mă păcălești că mergem, facem, te iau și pe tine duță. Nici măcar fanion până acum n-am avut noroc. Într-o oră jumate de acum jucăm cu telespectatorii de Neața, înscriși pe site. O să joci și tu. Bună dimineața! Să mergem în Brazilia! Da. Domnul Dani, cer scuze, pentru ce ați venit, fetelor? Păi să mergem în Brazilia, păi în funcție ce se întâmplă aici, mergem să nu în Brazilia, nu? Nu. Venim? Nu? Nu. De ce? Păi da. Sigur nu poți să mergi, că ai depășit limita de vârstă, bine? Da, era de 25 de ani, nu? Stai puțin, cine, Flavia, dintre noi doi, cine n-a depășit limita de vârstă? Nu, lasă asta, și dacă vrei să fii antrenor... Da. Ești prea tânăr, adică nu prea merge. Tu ai vârsta potrivită, ai făcut 25? Încă nu. Și pentru jucători ești prea bătrân, deci da. Când veni, mergem noi, adică... Da! Pa, meci demonstrativ, Amalia, joci la 12 jumate, pa! Să trăiți, domnul Cătălin, de când vă așteptam? Băi, Renicule, stai așa un pic, să trăiți. Unul mă zicea la ultimul etaj, pe terasa asta putea să mai facă mai jos, nu? Mă, dar nu e geantă, dă voi să te ajută un pic. Dar nu-i de la geantă, e vorba păi de... Păi era și lift, au și lift. Era și lift? Da. Păi am zis să mă încălzesc, dar m-am încălzit un etaj, două, trei, patru, să mai terminam, am ieșit cu capul pe geantă, să văd dacă, unde mă duc. Bun, deci ideea e felul următor. Trebuie să se râdă de cineva, că oricum n-avem voie să mergem la Neymar, la Brasileu, la Izaura, faci favori, dai-mi uneori gajma, mui tu grand. Uite că știam și puțin din limbă, din astea. Cu ce înseamnă treaba asta? Ia-mă în brațe și sărută-mă. Dă-mi o îmbrățișare uriașă, faci favori, un beju, mui tu grand. Na balada doidinho pra viritar, a galera tá no clima. Oh, focul la ei, bravo. De fapt nu ție, bravo Amalia. Două goluri, bravo băieți. Merită susținere, nu? Bravo. Eu stau ca Neapolzan în 55 la meci cu Cehia. Nu mai votată nimic. Că eu când a suflat prima dată, a respirat arbitrul în fâr, am crezut că a terminat tot. Și m-am dus pe bancă, era doar să schimba porțile. Cei 5 telespectatori de la Neața v-ați înscris. Cum a fost astăzi aici, cum v-ați simțit? A fost foarte frumos, dar noi avem un respect pentru oameni mai în vârstă și de-aia l-am lăsat pe Cătălin să câștige și... Să nu începem cu da. Nu, a fost corect și pentru noi. Am zis că joacă și Amalia și să fie echitabil. Ceva frumos, să fie echitabil. Nu, a fost o experiență frumoasă. Chiar nu mă așteptam la chestia asta. Și ieri când am primit telefonul am fost fericit, am uitat și de sesiune, griji, sesiune, chestii tot. Și la examen n-a fost, n-am mai făcut nimic acum gândul aici. Felicitări pentru organizare. Știi ce mi-a spus un domn? Domne, chiar a fost pe bune. De ce? Păi că n-au câștigat al lui Dani. Ce să zicem? Așa e. Nu sunt foarte fericit că au luat bătaie în semifinală chiar dintr-o greșeală. Singurul gol luat în tot turneu. Dar e fotbal și trebuie să ne laudăm mai departe cu cine a câștigat. În Brazilia va merge. Cum se numește echipa? How Cabau, nu știu ce înseamnă, cred că e ceva dintr-o mania, sincer. Am să intru pe Google acum să văd. How Cabau, să văd puțină bucurie. 3, 2, 1 și... Yeah! Yeah! Neața cu Răzvan și Dani.